Diana Adamek, faceți parte dintre prozatorii cei mai interesanți și, spun eu, cei mai importanți din ultimele decenii din literatura română. Relația dumneavoastră cu proza, fascinația pentru proză, n-a venit însă de la început, ci dintr-un anumit moment. Ne puteți spune cum s-a întâmplat? Da, am scris eseu și cronică literară mulți ani. Iar la un moment dat, 2002, cred, am gândit o carte care s-a vrut puțin altceva decât eseul. În sensul, era o carte care avea ca pretext figurile și mișcările jocului de șah și era gândit astfel ca în fiecare capitol să se cuprindă un comentariu propriu-zis despre figura respectivă, semnificațiile, simbolistica ei, la care să se adauge o selecție de vise care intră într-un fel de dialog subteran, secret cu mișcările acestei figuri de șah și care se refereau la vise de ale mele și la amintiri uneori chiar foarte vechi care veneau din copilărie, amintirile cele mai prețioase. Și încetul cu încetul cartea s-a apropiat mai mult de proză decât de eseu și pentru mine este foarte importantă, mi-este foarte dragă, pentru că reprezintă, practic, trecerea spre roman. Am început să scriu roman după aceea. Așa s-a ajuns așadar la ceea ce s-a numit Pata, Tata, Șah și e o carte care a apărut în 2004 și are acest aspect sau această personalitate ciudată de a fi parțial memorii, parțial ficțiune. Cât de mult, așadar, apropierea de proză a venit prin apropierea de ceea ce sunteți și de memoria dumneavoastră? A venit, un prim semn a fost această carte. Pata, tata, șah vine, pe de-o parte vrea să sugereze și mișcările de înaintare, retragere ale figurilor de șah, dar vine și de la un lucru foarte concret. Pata, numele străzii pe care locuiam în momentul respectiv și tata, cel care semnase un mic desen pe vremuri și îl intitulase Pata Tata. Sau îl intitulasem eu să-l pierd Pata Tata. Celelalte romane care au venit mai încolo pornesc și ele de la o amintire sau un lucru foarte drag mie care își trimite ecourile din trecut. Deci de aici cred relația cu memoria cea afectivă, în primul rând, cea puternică afectivă. Dar și memoria legată de vise, cum ați spus. Da, memoria legată de vise, prin, ca exemplu, fiind această patatata, sau memoria legată de un anumit ceremonial care se desfășura la noi în casă. Și aici m-aș gândi în principal la ceea ce avea să devină după aceea romanul Dulcea Poveste a Tristului Elefant și în care vorbesc despre un elefant, e adevărat, despre un om care se transformă într-un elefant cu timpul, dar cred că această fascinație pentru elefanți vine din dragostea mamei mele pentru tot ceea ce însemna figurină, fotografie de elefanți și care devenise un fel de emblemă a micii noastre așezări de la Baia Mare, deci unde locuiam cu familia. Romanul Dulcea Poveste a Tristului Elefant se întâmplă însă într-un secol trecut, într-o altă Europa, într-o perioadă pe care o cunoașteți bine ca istoric al culturii, ca profesor de literatură comparată. Ați scris cărți, spre exemplu, despre era barocului și despre fascinația din acea perioadă pentru un anumit tip de imagine, pentru un anumit tip de forme. Cum se leagă așadar contemporaneitatea, viața dumneavoastră și cum se explică această atracție pentru acel secol sau acea perioadă? Da, este un roman care a fost comentat în această cheie ca aparținând, poate și stilistic, dar și recuperează perioada barocă. Nu a fost neapărat în intenția mea, însă recunosc că am o plecare deosebită
spre vremurile acestea trecute, spre un animat, anumit limbaj ceremonios, reverențele care au loc în apropierile de personaje, un fel de somptuozitate a gesturilor. Îmi plac foarte mult în literatură, nu și în viața de zi cu zi, dar cred că romanul pe care l-am pornit abrupt, cu gândul am să scriu un basm, o poveste, de fapt cam asta și ieșit, s-a oprit el singur, și-a făurit el singur această cifră de deschidere, 1551, care cred că are farmecul ei, pentru că este o cifră simetrică și multe lucruri care se întâmplă apoi în roman trimit la oarecare vrajă a simetriilor. Două personaje vor purta același nume și multe altele. Este și o simetrie a imaginilor și a scrisului. În roman apare pictorul Arcimboldo, spre exemplu. E așadar vorba despre imagini, despre forme, de asemenea despre produse de patiserie, despre tot felul de dulciuri. Și, sigur, despre această frază care vă este caracteristică în felul cum scrieți, care este ea însăși îngrijită, foarte atentă la stil, foarte atentă la cum percepe realitatea, cum ați ajuns să construiți această frază? Am simțit nevoia de muzică, de cadență melodică, de flux. Pentru mine, scrisul trebuie să aibă și componenta asta de melodie interioară, de ritm interior. Și de obicei obții ritmul sau cadențele acestea dintr-o frază mai amplă. Cele scurte le simt necesare de regulă la final de capitol, unde încheiem, unde trebuie să cadă o lamă de cuțit. Dar înainte, eu personal am nevoie de muzică. Mărturisesc că până la Dulcea poveste a Tristul Elefant scriam întotdeauna pe un fundal sonor. Mai frivol e drept, pentru că căutam muzică de dans. De regulă, muzica de dans mă ducea mai repede înainte și fixa o cadență. La povestea despre elefant însă s-a întâmplat în mod ciudat că nu am mai putut să îmi pun nicio melodie. Probabil că o simțeam ca fiind, ca venind din... Deja din scris. Da, din scris și din lumea pe care o construiam. Fraza aceasta, cum spuneți, mai largă, cu o respirație ei și care permite această arhitectură complexă, cum este și cea a barocului, apare deja în Vasco da Gama, Navighează. Da. Și până la urmă a devenit semnătura scrisului dumneavoastră. Vasco da Gama, Navighează, care este și unul dintre romanele dumneavoastră deja traduse în alte limbi, în cazul acesta în portugheză. Se pierde sau se câștigă ceva în traducere privitor la felul cum scrieți, la această muzică de care vorbiți? Excelenta traducătoare pe care am întâlnit-o în colaborarea aceasta cu Vasco da Gama. Vasco da Gama e primul meu roman. Îmi mărturisa că în portugheză sună foarte bine, sună la fel de fluent ca în românește. Deci nu se pierde muzicalitatea. Poate că a fost și ea în mod expre atentă la acest aspect. Cum de altfel se întâmplă și în povestea elefantului, care și el a fost, și ea a fost tradusă în franceză, și unde am mărturii mai directe. În franceză pot să citesc, portugheză nu. Dar cred că s-a menținut. Nu este această întâlnire fericită între limba română și limba portugheză vine poate și din, să zicem, admirația pe care poate o aveți pentru literatura portugheză, în special Saramago? Am o pasiune extraordinară pentru spațiul portughez, pentru țărmul portughez în primul rând, care mi se pare aspru, în același timp, sigur, încărcat de melancolie,
și de o poveste lungă, o poveste lungă se leagă de tot ceea ce se întâmplă acolo. Drumul spre Indii, faptul că Portugalia era considerată totdeauna la capătul pământului, ori să stai la capătul pământului, cum spunea și Cameș, cu spatele spre pământ și cu fața spre mare, mi se pare un lucru extraordinar, foarte, foarte încărcat de febră, de fior, de melancolie, a spus, de semnul morții până la urmă. Deci este un pământ care stă sub un însemn din acesta baroc, ambigu, paradoxal. Toate aceste semne sunt în proza dumneavoastră și nu numai, pentru că ați scris și o carte de eseuri care se numește Melancolii portugheze. Da. Portugalia sau această geografie este prezentă în diverse dintre textele dumneavoastră. Putem vorbi așadar și de o legătură între o anumită geografie și această tonalitate a melancoliei de care vorbiți? Da. Această geografie este foarte importantă pentru mine și o caut să o recompun în multe dintre paginile pe care le scriu. Foarte interesant este însă că pot să scriu despre un spațiu mult mai ușor până nu-l văd. În momentul în care am pășit pe pământul respectiv, încep să am reticențe și referirile mele la spațiul respectiv sunt voalate și mascate și pierd din detaliile pe care altfel încerc să le aduc în proză, detaliile descrierii. Nu știu de ce se întâmplă asta, dar așa se întâmplă. Mecanismul imaginației funcționează însă, bănuiesc, în cazul acestor romane care se întâmplă și în geografii diferite și în spații istorice diferite, bazat pe o documentație destul de serioasă. Da, am nevoie de o documentație pentru că aceste romane și Adio Margot, de pildă, și Vasco, trimit la persoane și locuri exacte și m-am ferit să plutesc în vagul unei parabole pentru că am nevoie de o lume adevărată în ultimă instanță și pentru asta sigur că am nevoie de cât mai multă carne pe text, deci de documentare pe care am făcut-o. Pentru Vasco poate mai puțin, însă pentru povestea elefantului și mai ales pentru Adio Margot am căutat tot ce mi s-a părut relevant în domeniu. Adio Margot e un roman care începe în Franța Revoluției Franceze și spune o istorie de două secole, practic până în 2016, până în contemporaneitate. Ca atare, da, toată această narațiune este urmărită cu tăieturile și inserțiile acestea de concret de care spuneți că aveți nevoie. Cartea a pornit de la o întâmplare adevărată. În 2010 se presupune că ar fi fost găsit capul, căpățâna regelui Henri al IV-lea, căpățână care a fost desprinsă de trupul celui îngropat în catacombele de la Saint-Denis cu ocazia Revoluției. Ei, și mi-am imaginat, până la urmă se zice că nu a fost capul regelui, de asta nu mai are importanță, mi-am imaginat ce s-a întâmplat, ce s-ar fi putut întâmpla, sigur că este o ficțiune pură, romanul meu, timp de 200 de ani, 222 de ani, cât a rătăcit prin lume această căpățână. În romanul meu este o căpățână care vorbește și care reconstruiește paralel de lumea în care trăiește acum, își aduce afectiv și foarte cald lumea din trecut. Așa că cele două interferează tot timpul și își răspund simpatetic. Întotdeauna v-a atras acest montaj și al timpurilor și al spațiilor și vorbeam mai devreme și al frazei care, dacă este mai vastă, permite această legătură între timpuri, între spații diferite, între tonalități diferite. Da. Mi-a plăcut, v-a spus, să fiu prezentă în inima unui mic ceremonial. Ori când lucrurile
stau față în față și se combină ca într-o pictură, ca într-un tablou. Te simți mai în inima lumii, cel puțin eu. Am nevoie de mai multe elemente din care să-mi construiesc decorul. Și există și un ceremonial al scrisului? Cum scrieți? Exista un ceremonial mai de mult, a zice. Acum scriu, țin foarte mult să scriu dimineața. Pentru că nu au intervenit încă bruiajele cotidiene și mintea mea este o pagină albă, este curată în momentul respectiv. Ceremonialul mai cu seamă ținea în trecut de muzică, vă spun. Aveam nevoie de muzică, acum am nevoie de regulă, de zilele fierbinți de vară. Când căldura este foarte puternică, probabil că asta mă face să îmi țin ochii pe ecran mult mai precis și să mă concentrez doar asupra decupajului pe care ți-l aduce ecranul. Și în timpul lucrului la un roman, cum trăiți cu personajele? Sau cum trăiesc ele cu dumneavoastră? E foarte interesant. Uneori intră în carte pur și simplu. Nu m-am gândit la ele ca niște construcții dinainte. Nu le știam multora dintre ele numele. În timp ce scriam, un anumit nume se potriva din nou, ca și melodie, ca și cadență. Acolo, numele respectiv își avea locul în frază. Și pe urmă mi-am dat seama că, de fapt, personajul meu crește și în funcție de numele pe care și l-a ales singur și l-a căpătat singur. Sunt puține personaje pe care le gândesc dinainte. Nici textul mi-l pot gândi dinainte foarte, foarte bine. De pildă, în Adio Margot, am făcut o pauză în final de vreo 3 luni de zile pentru că nu știam cum să închei cartea. Și a venit la un moment dat inspirat? Da, a venit dintr-o dată. Pur și simplu s-a întâmplat să am sentimentul că trebuie să se încheie cu totul altfel decât a început, în altă tonalitate, una poematică, și să nu intru în detalii acum, dar așa am simțit. Și cum vine inspirația stilistică? Atenția dumneavoastră pentru stil înseamnă și foarte multă precizie, dar de asemenea și ceva mult mai complex decât se întâmplă în general în proza românească în ultimii 30 de ani. Cum vine inspirația pentru relația pe care o faceți între anumite cuvinte și o imagine a realității? Sunt foarte atentă la cuvinte, este adevărat. Când scrii, de pildă, și te referi la un secol trecut, nu o să spui niciodată, sau o să spui mai greu, oboseală, o să spui eventual istovială. Deci, cred că fiecare cuvânt trebuie să răspundă spațiului pe care vrea să-l creeze. La asta sunt foarte atentă. Nu a zice că frazele mele sunt întotdeauna spontane. Există și momente în care cur de la sine, dar sunt atentă la cuvinte. Nu revin însă după ce mi-am încheiat un capitol. Nu rescrieți? Nu. Pot să stau pe o pagină o săptămână, dar nu mai revin asupra ei. Și mi-e greu din acest motiv să fac corectură la cărți. Deci nu pot să mă recitesc, pur și simplu. Și când aveți sentimentul că e așa cum trebuie să fie? Simt. Simt după melodia frazei. O citeam de obicei, paginile le citeam soțului meu când pe fragmente. Și simțeam când o frază este prea lungă, exact ca și muzică. Când ceva este grăbit, pripit. Deci asta simți ca prozator. Există în romanele dumneavoastră și un mare interes pentru actul narării, al scriturii. Sunt
scrisori, sunt diferite voci, vorbeați de căpățâna regelui care vorbește și așa mai departe. De ce această pluralitate? Mici artificii legate de scris, dar stilul epistolar mă atrage foarte mult. Mi se pare că ți oferă să realizezi una dintre cele mai directe voci narrative, una dintre cele mai credibile voci. Și introduc de obicei, adică de mai multe ori am introdus pasaje epistolare când am simțit nevoia unui moment de căldură, de intimitate, de devoalare. Este mult mai adevărat în ordinea unei narațiuni să mărturisești tu ca personaj, chiar dacă ești un personaj secund, ce ți se întâmplă, decât să vii eu ca narator să... Eu relatez de obicei la persoana treia. Să vii eu ca narator să spun asta îi se întâmplă lui. Cititorul crede mai degrabă vocea din scrisoare. Diana Adamec, mai avem puțin timp. Aș vrea să încheiem cu un moment de intimitate. Dacă se poate, să ne spuneți la ce lucrați în prezent. Cum arată acest proiect? Pot să spun, pentru că am declarat deja titlul, Anul Vrăbilor. Anul Vrăbilor. Anul Vrăbilor va fi o carte, sper, alertă și pornește tot de la o faptă adevărată. Tot o altă istorie, o altă geografie? O altă geografie, o altă istorie, adevărat, dar n-am să o localizez nici temporal, nici spațial. O las puțin aceasta într-o aură mai de parabolă, veți înțelege la momentul respectiv de ce. E important așadar să ne ținem această prudență față de ceea ce se naște încă sau nu s-a născut încă. Diana Adamec, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și așteptăm cu mare interes romanul care urmează. Mulțumesc eu foarte mult!